Bine v-am regăsit, dragi copii! Sper din tot sufletul că vă este foarte bine în vacanța cea mare și pentru că timp aveți berechet, eu vă propun să vă descoperiți noi pasiuni. Ce spuneți de teatru? Este o artă care îmbină jocul, așa cum vă place vouă, cu tehnici aparte. Ei bine, despre teatru, despre copiii în lumea teatrului și performanțele pe care ei reușesc să le obțină deja, avem ocazia să povestim astăzi cu două reprezentante ale Clubului Pinocchio, mai vechii noștri prieteni. Vă prezint pe Isabela Chitoșca, bine ai venit! Bine v-am găsit! Și de asemenea Teona Racheriu, bine ai venit, Teona! Bine v-am regăsit! Cum e în vacanță, fetelor? Ușurel! Ușurel, da, da, ușurel. O luăm mai ușurel, într-adevăr! Păi, până acum a fost foarte bine, încă obositor. Nu am reușit să îmi recupăr somnul din timpul școlii, dar cred că până la finalul vacanței voi reuși. Cu siguranță, cu siguranță. Fetelor, aveți toată admirația mea, pentru că pe lângă faptul că voi cântați și o faceți cu foarte multă seriozitate, iată că vă dedicați foarte mult timp și teatrului, o pasiune deosebită, o pasiune care, oricât ar părea de ușoară la prima vedere, nu este deloc așa. Cum a început povestea lor în lumea teatrului și cum au ajuns să câștige foarte multe premii și să fie apreciate de către mari artiști ai vremii, ne povestesc chiar fetele. Hai să începem cu cea mai mititică. Teona, când a început povestea ta în lumea teatrului? A început la 6 ani, la Clubul Pinocchio, condus de doamna Gabriela Chitoșcă. Și primul meu spectacol a fost la Brașov, la Gala Instituțiilor de Artă, unde am jucat fetița cu chibrituri. Erai mică de tot și ai avut curajul să mergi până acolo și să joci un asemenea rol. Da. Dar povestea ta în lumea teatrului când a început? La mine pot să spun că a început chiar din primul an de grădiniță, la 3 ani. Unde am fost descoperită de doamna Liliana Simion, educatoarea mea, care îi mulțumesc foarte mult. De atunci am jucat în foarte multe piese la grădiniță, care, pe lângă faptul că erau serbările noastre, erau și piese de teatru făcute foarte bine, pe care mulți copii și multe alte doamne educatoare erau surprinse să le vadă și spuneau că suntem minunați toți și adevărul este că am avut o generație foarte talentată, plină de copii talentați pe teatru și mă bucur foarte mult, asta m-a ajutat extraordinar de mult. Și acum mi-am amintit și primul meu rol, a fost de broscuță. Eram undeva pe un scaun, nu făceam nimic și la un moment dat trebuia să sar și să provoc hărmălai acolo printre celelalte broscuțe. Deci mai mult prin gestică și costumație, nu-i așa? Da, exact. Gândesc eu, fără a fi neapărat un om avizat, că sunt roluri destul de complicate, pentru că în loc să spui mult, mult prin cuvinte, trebuie să spui prin gesturi. Da. Ai crescut într-un mediu prielnic. Da, așa este și chiar mă bucură acest lucru pentru că mi-a dezvoltat foarte mult viziunea spre teatru și asta e foarte bine. Așa este și teatrul dezvoltă abilități sociale deosebite de care voi o să aveți nevoie mai târziu. Da. Dar astăzi, cine vă îndrumă pașii în teatru? Astăzi, doamna noastră profesoară este doamna Loredana Grigoriu, căreia îi mulțumim foarte mult. Pe mine m-a ajutat extraordinar de mult și m-a descoperit la un festival unde mi-a oferit premiul Traian Grigoriu și de atunci am ținut legătura și chiar mi-a propus să mă pregătească atunci când am rămas în pana de profesor și chiar mă bucur că am reușit să colaborez cu dumneavoastră. Este o persoană minunată și m-a învățat foarte multe lucruri. Contează foarte mult un mentor de care te atașezi și în care ai profundă încredere. Da, exact. Cât o privește pe Teona, tu ai avut privilegiul să faci câteva cursuri cu doamna Stella Popescu. Cum au fost acele cursuri, dragă mea? Au fost în același timp și grele, dar și ușoare. Nu ai avut emoții pentru că te aflai lângă o mare artistă? Am avut foarte multe emoții pentru că o placă de când eram mică, pentru că mama, când eu când eram mică, când dădea la televizor pe Stella Popescu, pe domnul Arșinel, spunea mama: uite, uite, Stella Popescu, e o mare
actriță de comedie. Și te-a influențat lucrul acesta. Apropo de ce spunea și Isabela, faptul că a crescut într-un mediu în care i s-a oferit foarte mult posibilitatea de a face teatru prin joacă mai întâi. Doamna Stella Popescu, după ce te-a evaluat, ți-a dat o notă de... 10. Ai diploma, nu-i așa? Și o păstrezi la loc de cinste și va rămâne acolo în palmaresul tău. Performanțe, ai obținut deja performanțe și nu este deloc cu mirare, pentru că atâta timp cât a început de la 3 ani, la vârsta adolescenței, cu siguranță urcă pe scenă cu o siguranță aparte. De altfel, o să le vedeți pe fete jucând, merită să rămâneți alături de noi, vor interpreta rolul deosebite. Ce performanțe ai înregistrat în ultimul timp? Da, astăzi vă voi spune ce performanțe am obținut cu cele două monologuri pe care le voi interpreta, adică Chirița în Voiagiu și Un pedagog de școală nouă. Un pedagog de școală nouă este monologul pe care l-am jucat anul trecut și am obținut la Festivalul Provocarea Talentelor de la Bacău premiul, trofeul grupei, Comedie 10 pe linie. Iar mai apoi, la Festivalul de Teatru pentru Copii George Constantin, am obținut premiul 2. Iar anul acesta, cu monologul Chirița în Voiagiu, am obținut premiul 1 la Festivalul Provocarea Talentelor, iar la Festivalul George Constantin am obținut tot premiul 1. Și chiar mă bucură foarte mult, pentru că eu la acest festival George Constantin am participat de 3 ori. Prima oară, acum vreo 4 ani, am participat cu monologul În țara lui Mură în gură și am obținut premiul 3. Anul trecut am obținut premiul 2, anul ăsta premiul 1 și mă bucură foarte mult, pentru că mari actori români m-au apreciat și m-au ajutat să evoluez și prin premiile pe care le-am obținut. Da, este într-adevăr o șansă deosebită și te obligă, nu-i așa, când ești în fața unor mari oameni de teatru, să dai tot ce poți, să dai tot ce este mai bun. Exact. Invităm pe toți copiii să rămână după discuția noastră din platou și să o vadă pe Isabela cu cele două monologuri. De altfel, va purta și ținute aparte, un machiaj deosebit și merită să o urmări. Cât o privește pe Teona, a adunat și ea foarte multe premii și deloc mici acestea. Hai să spunem despre faptul că ai fost și anul trecut și anul acesta la Provocarea Talentelor. Și ți-au dat locul? Întâi. De asemenea, un trofeu de excelență mi-am notat aici cu primul tău rol, Fetița cu chibrituri. Da. Deci promiteai. Erai o mică stea încă de... Atunci era foarte greu să leși. Deci trebuia să faci acest lucru. Da. Și de asemenea, la Star Music, locul? Întâi. Locul întâi. Am amintit deja despre premiul acordat de către doamna Stella Popescu. Și hai să mai spunem copiilor faptul că tu ai jucat și în două filme. În filmul Epidemia, unde eram o fetiță bolnavă de varicelă, care stăteam în pat, în carantină, și Misterul Sofiei. De-abia l-am învățat și se va viziona în curând. Abia așteptăm să te vedem. Fetelor, eu vă doresc din tot sufletul să vă țineți de această pasiune. Îndrăznesc să te întreb pe tine, Isabela, pentru că ești deja o adolescentă și privești cu mai multă siguranță spre viitor. Muzica, teatrul, nu știu, îți vei alege între acestea două sau vei încerca în perspectivă să le îmbi? Cel mai mult de când eram mică și în continuare îmi doresc să fac teatru. E visul meu, însă de aceea eu și cânt și dansez, pentru că îmi doresc să fac teatru de revistă unde să le pot îmbina pe toate și să cânt la un instrument, pentru că știu să cânt la două instrumente chiar, deoarece sunt la liceu de artă, și toate lucrurile pe care le fac îmi doresc să le îmbin, pentru că mă descurc la toate și încerc să fac performanță în toate, pentru că mă ajută foarte mult. Un artist de altfel trebuie să fie complet și exact. Să
ea câte puțină din fiecare. Cât o privește pe Teona, o lăsăm să crească pentru că are ea timp berechet să-și facă planuri de viitor. Fetelor, vacanță plăcută să aveți! Mulțumim! Și pe lângă teatru și muzică, să vă distrați din plin. La fel vă doresc și vouă, rămâneți alături de noi, le vedeți pe cele două fete evoluând aici, pe scena noastră din studio, iar la final trebuie să fiți în continuare lângă noi, pentru că eu am vizitat special pentru voi un salon pentru îngrijit animăluțele de companie. Așadar, sfaturi foarte, foarte utile. Vă doresc din tot sufletul vacanță plăcută, să ne vedem aici cu bine la fiecare final de săptămână. Acum trebuie să vedem un spectacol de teatru. La revedere! Iată-mă, iată-mă, s-a însosit! Iată-mă, s-a însosit într-o călătorie în care am potrivit o sută șotișorii. Dar nu mă trăiesc, nu pasă de nimic. Eu sunt Dragon și mă numesc ca așa voi. Ieri de mult nu ne-am mai văzut sănătoși, dar cu coanele și copchii, ghili, mă bucur. Aud? O, și mie, precum vedeți, îmi merge de minuni. Sărut, ochișorii! Am fost la Paris, din ne-am așezat plodul la școală ca să învețe politică. Pentru că la noi, în ziua de azi, un om care nu știe politică nu plătește nici cât jâlțul și-l străcat, care s-a vândut cu doba la București pentru plata de impozit. Și cu prilejul acesta, m-am folosit și eu ca să văd lumea și mare. Că mă scredi, mă mușeză să mă ieși la țară, la Burzoieni. Și după cum vă spui, într-o dimineață, după și m-am cotorosit de arestița și de calipsuța, ne-am luat catrafusele și-o spăla putina. Paharnicul Burzoi, bărbatul meu ca încârnie din nas, dar l-am sărutat între sprișenii ca după obișei și l-a lăsat cu buza umflată la galați. Pleca cu trăsura mea și galbenă. Și cum am ajuns? Ești un an, nici două, țup, în vapor, guliță țup, după mine, Ioana Țiganca țup, după guliță. Dar și v-am pingit, bre! E, și vorba și ei, cu cățel, cu toți am plecat. Voi ieri dumneavoastră? Ei, să jur că neamțul-i cu dracu. Sfinte Pantelimoni, te duci ca vântul și ca gândul, ca în povești. Cât ai plecat, ai și ajuns. Banca baronul, care călătorea cu mine, m-a încredințat că în Inglitera, drumul de fer merge așa de iute că s-o să știi până nu pleca. Bat la vântul de baron. Mare ghiduș era și nostim. Și dumnealui o cerca să mă curtenească o bucată de drum, dar n-o reușit să mă scoată din minți. Cum? Nu mă credeți? Valei, dar să n-am parte de Burzoi dacă vă ascund ceva. Banc să vedeți. Acu sunt rien. Trecând odată pe sub o hrubă lungă care zice și tunel. Ai, stai tunelul! Și găsându-ne în întuneric, șoacță de baron și întinde botul ca să mă sărute. Vai, când i-a tras o dată un pumn, a făcut hâc și a căzut de rostogol în cealalt colț al vagonului. Baronul, rușinat se vede de acest tropos, și-a luat catrafuțele și-a coborât la ședintei stație și-a dispărut. Împreună cu sacșorul meu de voiajul. Hait, mi-l șterg să pot logarul drept suvenir. Da, asta nu-i nimic, pe lângă și-a împățit în urmă. Să vedeți. Plodușeal de guliță scobora la toate stațiile și eu îl trimitem cu Ioana Țiganca ca nu cumva să se prăpădească. La o stație, pe aproape de Viena, când așteptam să se întoarcă în vagon, nu vine. Conductorul închide oblonul, clopotul de la stație sună de 3 ori, mașina șuieră trebuie să pune în mișcare și guliță nu-i. Sfinte Pantelimoni, am crezut că nebunesc. Scot capul pe fereastră și începe să strigă. Guliță, Ioana, șoară, dimone! Tufă! Musi conductor, stai în preștiță-mi caii! Aș, nimeni nu mă auză.
dar o să schid oblonul și nu pot. Dar o să sar pe fereastră și nu încăp. Și atunci, dintr-o dată, parcă ni s-o la viderile și am căzut lată pe perni. Am leșinat. Când m-am trezit, eram ajuns la Viena. Îl ier la poliție, răcnesc, îți mult pără, mă boșesc până și domn polițmaistru mă încredințează că va face toate chipurile ca să-mi găsesc odorul și când l-a adus și chiar cu telegraf. Închipuiți-vă, boieri dumneavoastră, că fără a mai da liturghie la Sfântul Mina, Guliță și Ioana să se zbuni teferi în sară la hotel. Vai, Doamne, când i-am văzut, era să îndebulesc de bucurie. Cât de frumoși erau! Și în prima furie, am tras trei palmi țigări și precum șlujul până Guliță, am făcut o moreșcă de chică. Da! Gata! Gata! În sfârșit, am ajuns la Paris! În patria lui Monsieur Charles! Am ajuns noaptea și am tras la un hotel de pe ulița Geoffroy Marie, adică mi-e frig marioală. A doua zi de dimineață, după ce am înfundat figurița într-un pension, a rămas liberă de capul meu! Halal, deși tânăr și are bani mulți. Acolo-i pământul, făgăduință și al din scriptură. Și nu găsești în el. Galerii de muzeuri vrei? Ai. Munamentul vrei? Ai. Teatrul vrei? Ai. Pasajul românica la București vrei? Ai. Eu nu l-am vizitat nici pe unul, nici pe altele, pentru că am avut de umblat pe la magazine de marșande de mod. Am fost la Madame de Sal și la Madame Fauvel. Ne-am comandat țoarele pe datorii. Le-ai plătit și eu când ori plătit și celelalte cucoane care au comandat. Dar nu era sara acolo să nu merg la petreșeri, vai! Am dat sa chiar și cancanul. Acolo am făcut cunoștințe cu o mulțime de contese și de prințese, dar dintre tăți, care era mai cu haz, era doamna Gachi Flutur. Un berbant în doi pieri care a fost și volintir la Ipsiland. Cu dumnealui fășem supe pe la cafeneaua englezească de pe bulevard. Și râsete, și chicote, băi frate! Flutur mi-au compus chiar și un cântic. Să vi-l cânt? Nu. Să vi-l cânt? Nu. Să vi-l cânt? Nu, adică vi-l cânt. Da, vă rog eu din tot sufletul să rămâi între noi. Să nu cumva să afli dumnealui. Bărbatăniu, vă rog din tot sufletul să rămâi între noi. Ia, ascultați! Vivat mândră chirițoaie, vivat spaghea din vai de câmpul meu, vai!
Ați auzit întâmplare? Eu chiar acum am aflat. Mi-a spus o ciocănitoare că în pădure mare sfat animalele stau roată și sunt foarte îngrijorate, fiindcă lupul încă o dată a făcut o nedreptate. Tot nu s-a învățat minte după câte a pătimit. Credeam că-i mai cu minte. Când iată ce-am auzit. Multe zile a dat târcoale și într-una a pândit. Căsuța cu mătrei sale a fost locul potrivit. Nu știți? Lupul năzdrăvan s-a oferit ce drăguț să-i boteze an de an caprei cei trei ieduți micuți. Și cum miezi au crescut, le-a pus gând rău pofticiosul. Un plan bun el și-a făcut și acum iată-l norocosul. Ușa se deschide încet, capra e gata de plecare. Ce va spune în secret? Lupul ascultă cu răbdare. Cântecul l-a învățat și curaj el și-a făcut. După ce capra a plecat, el la ușă a apărut. Și cu glasul răgușit a început să cânte ușor. Iezii când l-au auzit, s-au oprit din joaca lor. L-au recunoscut ușor. Chiar dacă s-a străduit și a plecat după ajutor. Ursule, unde ești? Ursul dinții a pilit, întorcându-se grăbit. Acum pe iezi a păcălit și pe cei mari i-a mâncat. Ce durere! Ce întristare! Capra a plâns neîncetat și un plan de răzbunare croim pentru vinovat. De ce? După ce își veni în fire, se și apucă de treabă ca să facă pomenire și să cheme lupul în grabă. O capcană ea croiește în groapa de lângă casă și mâncare pregătește ca să-l servească la masă. Totul este pregătit, știe cum să-l pedepsească. Cu iedul mic a pornit prin pădure să-l găsească. Pomenire! 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 Auzind de pomenire, mătrul lup n-a refuzat. Privind pe ied cu uimire, se întreba cum a scăpat. Când înfuleca bucate și se bucura de zor, se trezi pe neașteptate în groapa ca un cuptor. Degeaba s-a tot rugat, ars până a dispărut. Iar capra nu l-a iertat, că prea, prea, prea mult rău i-a făcut. Oricât de mult s-a jurat, tot un mincinos cu nas lung rămâne. A primit ce-a meritat. Ascultați-mă doar pe mine. Onorat auditoriu, vom căuta să ne roschim astăzi despre metoda de a preda gramatica în genere și apoi despre metoda intuitivă. No, ce-i gramatica? Gramatica iaște? No, că-s ce iaște, că-s doar nu iaște vreun lucru mare. Gramatica iaște știță despre cum lucră limba și legile ei. Bravo, mă, prostovane! Apoi mere mai departe pe ogorul pedagogic. Ați auzit voi, copii, despre jân? Ce iaște jânul?
Gen nu e cum e lucru, masculin, feminin și neutru, respectiv e bărbat, e femeie și gheșa nu e nici bărbat și nici femeie. Exemple, Doară! Care substantiv masculin îl se schimbă în apă și apoi devine femenin? No, dar neutru? Neutru, apoi dacă e calul masculin și apa femenină, neutru e ca târul, care nu e nici cal și nici apă. No. Vine acum chestiunea machematică. Spune-ne tu, Doară Bursăscule, ce înțelegi tu prin curbă? O linie curbă. Care nu-i greapta? Dar cum-i dacă nu-i greapta? E linia oablă care mere, 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 și apoi se întoarnă gheanghe pârșa. Bine, mă, bine, 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 răspuns limpede, da, da. Tu, mă, alge acolo, spune-ne tu, Doară, ce iaște ființă și ce iaște lucru? Lucru, domnule, este pentru că nu mișcă, iar ființă pentru că mișcă. Dar ornicul meu, prostule, ființă-i? E lucru, domnule. Că-ți doar mișcă, mă, auzi-l. Da, dar dacă nu-l întoarcem, nu mișcă. Ei, câte picioare are bou, mă? 4, domnule. Și ce-i bou cu 4 picioare, lucru, ori ființă? E ființă, domnule. Dar masa ființă-i? E lucru, domnule. Că-ți dar n-are și ea 4 picioare? Da, dar nu se mișcă, domnule. Ei, pe dracu să se miște. Poate doar cu șpirichii. Nu. La geografie acum. Spune-ne tu, doar toate ștachele Europei. Nu știi. Spune-ne tu. Franța, domnule. Franția, bun. Germania, domnule. Germania. Anglia, domnule. Iaște. Elveția, Rusia, Suedia, Belgia, Olanda, Serbia, România, Muntenegru și Grecia, domnule. Și mai care, mă? Atâtea, domnule. Da, Spania, mă! Spania, domnule! Dar Spania, mă, unde-i Spania? Spania-i lângă portocale, mă, boule, și viță versa! Nu, la muzică acum. Spune-ne tu, Doară Popăscule, ce iaște muzica? Muzica iaște care cântă. Nu așa, luază, nu cuvânta ca rătanii! Vorbește ca școlerii, dar e tu numai decât definiția! Muzica iaște... Ce? Iaște cânt. Muzica este aceea care ne gâdilă urechile într-un mod plăcut. Ia seama să nu-ți le gâdilă într-un mod neplăcut, că-ți dar ce vă tot spun eu, boilor. Apoi dacă sunteți porci și n-aveți ghestulă, aplicați une! Pot să visez, să mă bucur, să cânt. Sunt o prințesă, sunt ca o floare, sunt bucuria adusă în dar. Sunt o fetiță cu suflet mare și talentată, sunt plină de har. Pot să dansez ca un flutur în zbor. Știu să ascult șoapta dusă de vânt și să mă plimb prin povești mi-e ușor. Trăsura pornește și îndată plecăm la zâna cea bună. Întâi poposesc la bal, fost frumos, mă invită la dans. Eroi de poveste, ce mult!
vă iubesc! Am întâlnit bariere de foc și zmei cu dinți fioroși de oțel. M-am confruntat cu probleme în joc, dar am învins, știu să lupt, am înțel. Am ocolit uriași până la cer și-am dat deoparte chimere pe loc. Mi-am construit lumea mea de mister, lume de basm, de frumos și de joc. Sunt o prințesă, sunt ca o floare, sunt bucuria adusă în dar. Sunt o fetiță cu suflet mare și talentată, sunt plină de har. Sunt o prințesă, sunt ca o floare, sunt bucuria adusă în dar. Sunt o fetiță cu suflet mare și talentată, sunt plină de har. Voinici, zâne bune, trăsuri și palate, vom scrie că a fost odată ca niciodată. E farmec să visez, să zbor copile lumea lor. Sunt o prințesă, sunt ca o floare, sunt bucuria adusă în dar. Sunt o fetiță cu suflet mare și talentată. Am câștigat! Bine v-am regăsit, dragi copii! Sper din tot sufletul că sunteți în elementul vostru în vacanța cea mare. Cu siguranță aveți foarte mult timp și poate și pentru cei mai scumpi prieteni ai voștri, adică animăluțele pe care știu că le îndrăgiți foarte, foarte mult. Și pentru că aveți timp, mai scutiți din treburile părinților și poate veniți cu ei la salon să-i îngrijiți. Pentru că în această perioadă a ferii, atât căței cât și pisicuțele au nevoie de foarte multă grijă. Ei bine, noi am vizitat pentru voi, pentru a vă da câteva sfaturi în acest sens, Royal Pet Salon, iar gazda noastră este doamna Mihaela Ferraru, reprezentanta acestui salon. Mulțumim foarte mult că ne-ați primit! Plăcere, cu drag! Și aș vrea pentru toți prietenii emisiunii noastre să ne spuneți care sunt serviciile pe care le asigură acest salon pentru animăluțele de companie. Serviciile asigurate de salonul nostru sunt însă servicii de toaletare. Asta înseamnă spălat, tuns, curățat urechi, curățat ochișori, tăiat gheruțele. Așa, băița, uscatul și dacă este nevoie și un spray pentru cavitatea bucală, pentru a îndepărta uneori mirosul ăla neplăcut, parfumăm și chiar punem și fundițe, ca să arate cât mai drăgălași. Sigur că da. Pot veni atât pisici cât și căței. Da, și pisici și căței. Și pentru pisici și pentru căței asigurăm toaletare. Și cu siguranță vin și copiii pentru că... Copiii sunt primii care vin și întreabă, sunt cei care vor să stea în preajma lor să vadă cum se comportă. Și bănuiesc că asta le și liniștește pe animăluțe. Da, da, le dă o siguranță pentru că în momentul în care de multe ori sunt lăsați la salonul nostru, în primul rând îi lăs 50 minute, un sfert de oră, cât au ei nevoie să miroase absolut să obișnuiască un pic, să devenim în primul rând noi doi, să devenim prieteni, să putem comunica, să stea liniștiți. Dacă întâmpinuși rezistența lor nu vor, atunci apelăm la membrii familiei. Părinți, bunici și copii, cu siguranță. Da. Pentru că animăluțele știm noi că au un feeling aparte pentru cei mici. Da, da, într-adevăr. Ei se atașează mult mai ușor, se atașează de copilași.
Spuneam în introducere că în perioada sezonului cald, animăluțele au poate mai multă nevoie de îngrijire, o îngrijire specială. Care ar fi aceasta? În sezonul cald, mai ales când vine canicula, ne așteptăm să vină canicula, ca și noi oamenii și animalele trebuie ferite de caniculă. Nu trebuie lăsate în zone cu soare foarte mult, trebuie acordată umbră, să stea la umbră, apă din abundență, dar, o rugăminte, apa să nu fie foarte rece, pentru că atunci implică alte boli, deci apa să fie la temperatura camerei, la temperatura de afară, eventual pusă la umbră. E bine de precizat, pentru că am mai întâlnit stăpâni care schimbă apa animăluțului din dorința de a fi foarte rece, crezând că asta îi ajută. Nu, exact, e același lucru și la noi. Suntem înfierbântați, bem apa aia foarte, foarte rece și atunci nu ne simțim foarte bine. Același lucru se întâmplă și la animăluți. Dacă suntem la curte, putem lăsa mică piscină, ideal ar fi, sau joacă cu furtunul. Da, deci e permis. E permis și lucrul ăsta, da, e permis și lucrul ăsta, pentru că apa pe furtun se mai încălzește la temperatura, să spunem, și atunci nu implică alte probleme pentru cățeluși. Iar dacă suntem la bloc, uite așa, umbră, să nu stea în balcon unde, dacă mai ales dacă este un balcon încălzit, să ajung și la 40 de grade, și atunci nu-i benefic pentru ei, și un prosopel umed pe care ei să se așeze. Și apă la fel, apă din abundență, pentru că dacă ei stau foarte mult la soare, apare hipertermia la câini. Ceea ce și este, să spunem așa, foarte ușor de să ne dăm seama dacă lor le este foarte, foarte cald. De ce? Gâfâie, salivează abundent, așa, au o stare de oboseală, li se înroșesc ochișorii și atunci trebuie obligatoriu apă și răcoriță. Pentru că poate ajunge și la pierderea memoriei și la... Deci se poate ajunge, se poate ajunge la un caz grav. La un caz grav. Și mai puțin plimbați cu mașina, pentru că eu îi văd adeseori în mașină. Dacă se poate cu aerul condiționat, e minunat. Dar în momentul în care trebuie neapărat să luăm cățelul cu noi, când avem unde să-l lăsăm, mai mult de 20 de minute în mașină nu este recomandat, pentru că la fel metalul, caroseria mașinii se încinge, eventual geamul un pic lăsat deschis și la fel apă, să aibă apă. Și în niciun caz lăsat singur în parcare până ne facem noi cumpărăturile, pentru că am văzut și asemenea cazuri. Poate la umbră. Da. Sunt cazuri în care nu au stăpâne ce face cu ei și atunci îi poartă. Tot referitor la pentru perioada de vară, blănița. Să fie tunsă cât mai scurtă, un centimetru, un centimetru jumate, 2 centimetri, nu la piele. Deci nu recomandăm și nici medicii, nimeni nu recomandă la piele, pentru că noi dacă avem o soluție antibronzantă pentru bronz sau o hăinuță, la ei blănița, chiar și de un centimetru, îi protejează de razele soarelui, pentru că și ei pot avea arsuri solare, cum avem și noi. Deci trebuie să-i ferim de căldură. Să-i ferim de căldură, da. Și să avem foarte multă grijă. Iar plimbările să facă dimineața, seara. Da. Nu în timpul căldurii, în timpul zilei. Da, bine, de știut. Foarte, foarte cald. De asemenea, dacă nu îngrijim corespunzător animăluțele, dacă nu le facem toaleta, există riscul unor boli, atât pentru animale, dar, din păcate, și pentru stăpâni. Și cu deosebire vorbeam despre copii care se atașează, care nu pot să reziste, să nu ia în brațe, să nu se apropie foarte mult. Așa este. Toaletarea minimă, dacă este făcută, o dată pe lună este suficient o baie la un cățel. Pentru un cățel. Periajul. Insist pe periaj zilnic. Spuneam că baia este suficient o dată pe lună la un cățel. De ce? Pielea lui secretă un sebum. Acel periaj care îl facem noi zilnic întinde sebum pe blăniță și în cazul ăsta este ferit și de acarieni și în momentul în care se perie îndepărtăm surplusul de blăniță și atunci este o blană mult mai, nu este o blană încălcită, iar în momentul periajului se văd foarte ușor paraziții. Vorbim aici de puricei și mai nou că este zona căpușelor. Există o controversă. Spălăm și pisicele sau nu? Pisicile, ele oricum se spală singure. Da.
să spunem, o pisică, într-adevăr, care ar trebui spălată, să spunem, dacă a avut o operație și atunci a stat mai multe zile închisă, nu s-a putut face curățerea padocului la timp, să spunem că atunci ar trebui spălat un pic pisica. Dar restele se spală singure. Am avut pisici care au venit, le-au spălat, le-am pus în culcușul lor, au început să spele ele singure. Da. Bănuiesc că le timorează acest lucru. O, da. Cel puțin la pisicuțe care... Pisicele sunt ele cele care conduc. Pisicele nu le putem dresa. O personalitate aparte. Da, deci pe pisicile nu avem cum să le dresăm, doar să le înțelegem foarte, foarte bine și acordându-le foarte multe dragoste, atunci ele se atașeze și să ne răspundă. E un natul lor. Dar pentru spălat, când au venit, într-adevăr, era un pic speriate, un pic mai mult speriate. Da. Abia așteptau să iese din mâinile noastre. Foarte greu de mânuit, îmi imaginez. Da, mult, mult mai greu de mânuit. Pe când cățelușul, de exemplu, dacă prima băiță i s-a făcut cum trebuie, adică nu bruscat, nu ta drumul imediat la duș, la apă, luat ușurel cu ușurelul ca pentru el să devină o plăcere pe aia, nu mai este nicio... Va căuta apa. Da. Oricum ei sunt iubitori de apă și de totul foarte bun. Așadar, pentru a-i feri pe micii noștri prieteni de boli, dar cu deosebire și pe copiii care însoțesc animăluțele, trebuie să fim atenți la aceste reguli de igienă de care iată că au nevoie și animăluțele noastre. Și de parazitarea interna, intestinală, sigur, toate vaccinările care se fac până la 4 luni și după, periodic, care se fac vaccinările, sunt pentru sănătatea lor și a noastră. Da. Cu atât mai mult cu cât le ținem poate în apartament, dar și la curte. Și la curte, sigur. Ce rase canine au mai multă nevoie de toaletă zilnică, de îngrijire, iată, la salon? Pentru că ideea mea este că acei pufoși cu părul un picuț mai lung și creț au nevoie de feriajul zilnic, de îngrijire, de tuns. Toți căței, indiferent de rasă, au nevoie de toaletare, că se face acasă, se face la salon, au nevoie. Cei care sunt cu părul scurt și năpârlesc. Da. Și atunci este mănușa specială sau perea specială pentru păr scurt și atunci periatul des, mai puțin păr pe covor. Am observat că ne părlesc acum în perioada de vară. Da. Acesta este sezon. Da, depinde, știți cum e și vremea care nu mai e primăvara, toamna, îi dă și pe ei peste cap, cum ne dă și pe noi de altfel. Și atunci au o perioadă când ne părlesc. Și atunci au un periaj foarte bun, foarte la timp făcut, măcar o dată pe zi, nu zic de două, trei ori pe zi, dar măcar o dată pe zi și în același timp când se face periajul, circulația sângelui este mult mai bună și în același timp și legătura dintre cățel și pisică și stăpân se întărește. Așa este. Așadar, rasele nu contează, toate trebuie să aibă aceeași atenție. Pentru cei care au timp și poate să facă toaletarea acasă, este ok. Minunat, de apreciat. Pentru cei care nu au timp, salonul este cea mai bună soluție. Sigur că da. Ce recomandări aveți? Alte recomandări, în afară de cele pe care ne le-ați expus așa până acum, pentru iubitorii de animale și cu deosebire pentru copilași și prietenii emisiunii noastre, care, am spus din start, au mai mult timp liber în această vacanță și cu siguranță pot să le acorde și prietenilor necuvântători atenție. Da, periatul zilnic, curățarea ochișorilor, tot așa, zilnic, măcar o dată pe săptămână curățarea urechilor, curățarea lăbuțelor. În ce sens? O să vin la Cluj anul timpul ploios, sau chiar așa cum mai sunt petricele pe stradă, pe unde merg ei prin locușorul și se mai adună între lăbuțe aici. Se adună un pic de pământ, se mai adună o petricică, un scai, ceva. Și atunci, fiecare dată când vin copilași acasă să-i perie, să-i spele un pic lăbuța, de ce? Se adună mizerie și după aia poate să facă răni. Între lăbuțe poate să facă. Și după aia, bineînțeles, copilașii se spele foarte, foarte bine pe mâini. Foarte. Iar dacă ies cu cățelușul la plimbare și a făcut nevoile, să aibă punguța, să nu pună mânuța pe materiile fecale. Cu punguța frumos la gunoi. Este și o responsabilitate pentru că după aia în locușorul ăla poate merge copilul să joace. Așa este.
Dragi prieteni, sper că v-au fost foarte utile sfaturile pe care le-am obținut și pe care voi, la rândul vostru, le puteți folosi. Vă reamintesc că am fost în vizită la Royal Pet Salon, aici, în Piatra Neamț, și unde puteți veni și voi cu prietenii voștri, atât căței, cât și pisici. Cu siguranță, în momentul în care faceți această activitate, va fi o răspundere pentru voi și vă veți simți minunat, pentru că vă duceți cu multă plăcere și mult drag o sarcină deloc ușoară, dar foarte, foarte plăcută.